ziua, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Ziarele electorale ale lui Igor Dodon au fost păzite toată noaptea de mai multe persoane la Inspectoratul de Poliție, unde au ajuns, iar dimineața au început să fie numărate. Ați venit să numărăm gazetele, domnilor deputați. Între timp, Renato Usatu i-a mers la CEC să ceară excluderea lui Dodon din cursa electorală, acuzându-l că nu a raportat cheltuieli mari. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, care s-a infectat cu coronavirus, a fost internat în spital după ce starea lui s-a înrăutățit. Ajunse la poliție, microbuzele pline cu ziare ale lui Igor Dodon au fost păzite toată noaptea de mai multe persoane, ca nu cumva să dispară. Dimineață, deputații de la PAS și socialiștii s-au adunat în jurul lor, iar poliția a început să numere ziarele. Între timp, Renato Usatu i-a mers la CEC să ceară excluderea lui Dodon din cursa electorală, acuzându-l că nu a raportat cheltuieli mari, iar staful candidatului susține că Usatu îi răspândește falsuri. Noaptea trecută, mai multe persoane împreună cu liderul Partidului Democrației Acasă au stat la Inspectoratul de Poliție din sectorul centru al capitalei, unde au fost duse ieri cele două microbuze pline cu ziare ale candidatului Igor Dodon. Iactelis, noi vă le arătăm, ora 1 de noapte, busurile-s pe loc. Gazetele așteaptă să fie distribuite mâine. Ele sunt. Eu vă raportez că la ora 2 de noapte busul încă era pe loc. Nu știu ce intră în sling. Nu, că s-a încărcat el să văd cum stă și e legat cu pelicul împrejur. Aceștia susțin că au stat de pază toată noaptea, ca microbuzele să nu fie eliberate, iar ulterior ziarele să fie repartizate. Busurile. Le-am păzit toată noaptea ca pe ochii din cap. Am fost 30-40 de oameni. Iactelis. Așa cum am promis, legat cu peliculă împrejur, le-am păzit, gazetele sunt. Dimineața la Inspectoratul de Poliție au venit mai mulți deputați PAS, dar și socialiști, printre ei și deputatul Grigore Novac, care ieri s-a bătut cu Lilian Carp de la PAS. Ați venit să numărăm gazetele, domnilor deputați? Ulterior, deputaților li s-a permis să intre pe teritoriul Inspectoratului de Poliție, unde sunt parcate cele două microbuze cu ziare. Deputații PAS au cerut ca ziarele să fie numărate. Astăzi, liderul partidului nostru a cerut la CEC excluderea lui Igor Dodon din cursa prezidențială. Renato Usatu acuză că Dodon ar fi tipărit peste 2 milioane de ziare, iar cheltuielile pentru aceste servicii nu au fost incluse în rapoartele financiare depuse la CEC, ceea ce reprezintă o încălcare a legislației. Eu astăzi am venit cu informații care eu consider împreună cu colegii că sunt probe că Dodon a cheltuit în campania electorală mult în câteva ori mai mulți bani doar pentru tipărirea ziarelor și combustibilului, decât el a declarat pentru toate cheltuielile în campanie electorală. După ce Renato Usatu a venit cu mai multe acuzații către Igor Dodon, staful candidatului independent a venit cu o reacție, spunând oponenților să renunțe să răspândească informații și documente false. Oricine poate desena astfel de tabele în care să includă nume, orice sumă dorește și cu indicarea scopului cheltuielilor. Până și pseudopoliticianul Fake Maker a recunoscut că nu are nicio dovadă a autenticității acestor informații. Scandalul a pornit ieri la tipografia de stat Universul, după ce s-a aflat că aceasta tipărește ziarele electorale ale candidatului Igor Dodon. Sar la bătaie. Mai mulți deputați de la PAS au venit să împiedice microbuzele pline cu ziare să ajungă în localități. Ei spuneau că e vorba de o fraudă, fiind utilizate resursele publice și că nu au fost raportate cheltuielile, în timp ce socialiștii și reprezentanții tipografiei afirmă că totul este legal și că editura privată despre care este scris pe ziare că le-a editat ar fi avut defecțiuni tehnice, iar din acest motiv, în baza unui contract, a trecut tipărirea ziarelor la tipografia cea de stat. Poliția a încheiat cu puțin timp în urmă numărarea ziarelor confiscate ale candidatului Igor Dodon. La Inspectoratul de Poliție au asistat la numărătoare deputații PAS și PSRM. Iuliana Maranciuc este la fața locului și ne spune mai multe detalii. Iuliana, bună ziua!
Bună ziua, Valeria, bună ziua, doamnelor și domnilor. Poliția a numărat ziarele din 3 microbuze, două cele cu ziarele confiscate și una, un microbuz a poliției, la fel cu ziare confiscate. Cele două microbuze au fost disigilate în fața celor prezenți. Deocamdată, poliția nu a venit cu declarații de presă. Cunoaștem doar că într-unul dintre microbuze erau 89 de pachete cu ziare, în altul 70, iar în cel de-al treilea în jur de 50. Câte ziare sunt în fiecare, nu este clar deocamdată, pentru că fiecare deputat are versiunea sa. Cu mai multe detalii revenim în jurnalele ce urmează. Până atunci, urmăriți toate informațiile noi pe site-ul protv.md. Valeria, ai legătura? Iuliana, îți mulțumesc. Șeful staffului lui Igor Dodon, Vlad Bătrâncea, spune că va sesiza procuratura ca să investigheze acțiunile deputaților PAS de ieri. Acesta a declarat că acel ziar a fost tipărit legal și că tot ce au făcut reprezentanții de la PAS a fost un show. Ceea ce s-a produs ieri în tipografie înseamnă huliganism penal, care prevede răspundere penală. De aceea vom solicita Procuraturii Generale investigarea penală acestor acțiuni. Socialistul a adus contractul pe care staful lui Igor Dodon l-ar fi încheiat cu o tipografie privată, precizând că acesta ar avea un subcontract cu tipografia de stat Universul, unde, potrivit lui Bătrâncea, zilele trecute au fost tipărite și ziare ale candidatei PAS la președinție. Staful Maiei Sandu susține că nici nu au ascuns asta vreodată și spun că ei au declarat tirajul și tipografia. Ion Ciobanu a ieșit ieri în fața presei să vorbească despre realizările sale într-un an de mandat. Primarul s-a lăudat că a început reconstrucția parcurilor și a unor străzi, chiar dacă din această cauză norele de vârf sunt ambuteiaje infernale, iar termenul lucrărilor a fost depășit. Primarul a pregătit un proiect în PowerPoint pentru a-și prezenta realizările de până acum. Discursul a început cu stația de epurare. A spus și astăzi că mirosul urât nu vine de la ea, ci de vină sunt agenții economici care varsă substanțe toxice în sistemul de canalizare. În comparație cu anii de putoare, zeci de ani de putoare în municipiul Chișinău, în acest an, localizat, nu pe tot teritoriul municipiului, localizat, am avut miros urât nu mai mult de 9 zile în totalitate în perioada lunilor august sfârșit, septembrie. A continuat cu reparația străzii Albișoara, dar și a trotuarelor de pe Pușkin și Bodoni, deși lucrările nu s-au încheiat, chiar dacă termenul a fost depășit, iar mai mulți specialiști au spus că sunt de proastă calitate. Strada Albișoara, despre care probabil nimeni la începutul anului chiar nu credea că poate fi amenajată, modernizată, pentru că astfel de proiecte nu s-au realizat de mulți ani de zile în municipiul Chișinău. A recunoscut că orașul a devenit un mare șantier și că în orele de vârf traficul rutier e amorțit din cauza ambuteiajelor. Renovarea parcurilor și subteranelor, dar și evacuarea panourilor publicitare au fost trecute în revistă de Ceban. Excit din punct de vedere vizual, lipsa panourilor care erau peste, nu știu, 20 la număr, tot unul peste altul. Despre celelalte probleme din oraș, cum ar fi lipsa parcărilor sau aglomerația în transportul public, primarul a vorbit scurt, spunând că proiectele sunt în lucru, iar soluții încă nu există. Ion Ciobanu a câștigat alegerile locale din noiembrie 2019, când l-a devansat pe Andrei Năstase. Iar în timp ce primarul se laudă cu realizări, oamenii spun că nu au observat schimbări majore în Chișinău. Inundațiile după fiecare ploaie, ambuteiajele și aglomerația în transport așa și au rămas fără soluții. Totuși, sunt și oameni care spun că lucrurile au început să se miște, dar mai este mult de muncă. Voi какую оценку бы дали ему? 5-6. Nici 2, nici 9. Un 5 am să-i punem, cred. De când am plecat 3 ani în urmă, n-am văzut niciun schimbare. Asta spun orășenii despre realizările lui Ion Ceban la primărie. Unii afirmă că problemele care au fost până a prelua mandatul, așa și au rămas fără o soluție. Nicac. Dăjdii idut, mă tonim, trotuară делаются, но есть один маленький нюанс. Voi какую оценку бы дали ему? 5-6. А почему в субботу-воскресенье нельзя делать дороги?
Я понимаю, что все хотят отдохнуть. Такие пробки, что можно стоять часа 2-3. Foarte multe ambuteaje, mulți oameni prin troleibuse, autobuse. Se respectă măsurile, distanța. Da. Asta-i. Ce notă i-ai dat primarului? 7-8. Mai jos nu pot să-i spun că și el la rândul său își face într-o limită oarecare. Acest cuplu a locuit 3 ani în Rusia, iar recent a revenit acasă. Oamenii spun că unele lucruri s-au schimbat spre bine, dar de muncă mai este. Алея Чуканова. Алея вообще? Да, так ничего особого. 7. 7. Da. Cât de cât, undeva mai sunt drumuri făcute. De când am plecat 3 ani în urmă, n-am văzut niciun schimbare. Mai ales pentru tineret. Tot aceeași problemă, fugim toți. Păreri de rău. Problema cea mai despomenită de orășeni sunt ambuteiajele. Cu păreri de rău, reparațiile se fac înainte de alegerile. Ce notă ați dat primarului nostru? Nici 2, nici 9. Un 5 am să-i punem, cred. Cu făcut strada Albișoara, care apa curge pe deasupra la scurgere și eu cred că asta sunt pierderi de bani și de timp și de nervii orășenilor. У нас все изменилось, все в лучшую сторону. Какую оценку бы поставили примару вот от 1 до 10? Где-то почти 10 можно. 9? Ну, 9,5, 10. Ну, А почему 9,5? Ну вот объясни. Еще не все доделано. Vor să mobilizeze tinerii să iasă la vot. Mai multe persoane au organizat ieri un flashmob în fața monumentului lui Ștefan cel Mare, încercând, prin slogane ingenioase, să-i convingă pe tineri să fie mai activi în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Nu sunt tineri, votează! Cu acest slogan, câțiva tineri adunați în centrul capitalei au încercat să convingă trecătorii să meargă duminică la vot. Aceștia țineau în mâini pancarte cu mesaje ingenioase. Alt mesaj este 99 de cumătri cu mine vor vota, făcând aluzie ca atunci când tinerii merg la vot să-și îndemne și prietenii, colegii, rudele, apropiații să meargă împreună cu ei. Tânăra studentă spune că în primul tur a mers la vot și o va face și pe 15 noiembrie. Toți prietenii au votat? Da, majoritatea prietenilor au votat. Apelăm și la ceilalți tineri care poate în primul tur au fost mai pasivi să meargă în cel de-al doilea tur. Ideea a apărut spontan, susține una dintre participantele la flashmob. Noi am lansat campania duminică aceasta și în cadrul acestei lansări, în majoritatea raioanelor din Republica Moldova au ieșit 10-20 de tineri în centrul orașului și în același timp, la ora 15, toți am ieșit cu aceleași slogane. Și toți am avut același scop, de a motiva pe alții să voteze mai activ. La alegerile prezidențiale din 1 noiembrie au ieșit la vot peste 1,2 milioane de moldoveni. Dintre aceștia, doar 98.000, adică puțin peste 8%, sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani. Al doilea tur al alegerilor prezidențiale se va desfășura în această duminică. Lupta se va da între Maia Sandu și Igor Dodon. Criza se prelungește în Statele Unite, unde președintele în funcție nu vrea să recunoască victoria celui ales și continuă să acuze o fraudă majoră la urne. În statul Georgia, voturile vor fi numărate de mână la cererea lui Trump. Analiștii spun însă că diferența este prea mare pentru ca rezultatul final al alegerilor să se schimbe. Ieri, Donald Trump a participat la primul eveniment public după eșecul în scrutinul prezidențial, însă nu a făcut nicio declarație. Donald Trump a ieșit pentru prima oară în public după zile întregi de absență la Cimitirul Național din Arlington. A depus coroane la monumentul eroului necunoscut cu ocazia Zilei Veteranilor și a împlinirii a 102 ani de la încheierea Primului Război Mondial. A fost însoțit de vicepreședintele Mike Pence și nu a stat de vorbă cu presa. În același timp, Joe Biden participa la o ceremonie similară în Philadelphia, organizată la Cimitirul Veteranilor Războiului din Coreea. Președintele ales și-a petrecut apoi ziua ținând ședințe cu echipa sa de tranziție, numai că Donald Trump nu are niciun gând să cedeze și să admită înfrângerea în alegeri. Președintele în exercițiu nu a mai ținut conferințe de presă de câteva zile, dar postează des pe Twitter unde susține că va câștiga în cele din urmă cursa electorală. În Georgia, acolo unde Joe Biden păstrează un avans destul de modest, de aproape 14.000 de voturi, autoritățile au anunțat că vor număra manual toate buletinele de vot, aproape 5 milioane, la cer echipei lui Donald Trump. With the margin being so close, it will require a full by-hand recount in each county.
This will help build confidence. It will be a heavy lift. But we will work with the counties to get this done in time. În timp ce tranziția prezidențială rămâne una tumultoasă, pandemia de coronavirus se întinde tot mai mult și tot mai rapid peste America. Ultimul bilanț zilnic a trecut de 200.000 de cazuri noi. Our worst nightmare right now for any one of us physicians or healthcare workers is having to choose between a patient in a car accident and a patient with COVID. I tell you this in all sincerity, Oklahoma. We are in trouble. Toate cele 50 de state americane au înregistrat creșteri semnificative în comparație cu săptămâna precedentă. New cases, hospitalizations, and tragically fatalities are on the rise. The fall spike predicted by all medical and scientific experts is now our reality. Consilierul lui Biden din echipa COVID spune că ar putea băga Statele Unite timp de 4-6 săptămâni în lockdown național ca să țină sub control pandemia, la fel cum s-a întâmplat în Noua Zeelandă și Australia. România va fi cu ochii pe alegerile de duminică, a spus-o președintele Klaus Iohannis, exprimându-și speranța că țara noastră își va continua drumul spre Europa. Vom fi extrem de atenți la desfășurarea scrutinului din această duminică pentru a ne asigura că viitorul Republicii Moldova este decis exclusiv de votul liber exprimat al cetățenilor în cadrul unor alegeri democratice, corecte și libere de orice interferențe nedorite. Iohannis a declarat că România va continua să sprijine Moldova în eforturile sale de modernizare și speră, ca și după alegeri, țara noastră va continua reformele, în special în domeniul justiției. Liderul de la Cotroceni a pomenit despre ajutorul și investițiile oferite în infrastructură, școli, spitale și grădinițe, precizând că România își dorește să rămână un partener solid pentru societatea civilă din Republica Moldova. Toate paturile din secția COVID de la Spitalul Republican sunt ocupate. Unii pacienți rămân a fi internați și la o lună de când s-au infectat. Este și cazul unui bărbat de 73 de ani care a ajuns la reanimare după ce boala i-a provocat complicații. Tratamentul durează de mai bine de 4 săptămâni, dar testele repetate pe care le-a făcut arată încă un rezultat pozitiv. În asemenea cazuri grave, medicii afirmă că perioada de reabilitare durează mai mult. Nu vă grăbiți aici, aici n-aveți șansă de a vă simți fericit. De mai bine de o lună, Boris se trezește în fiecare dimineață în acest salon de la Spitalul Republican. Este izolat de familie, iar companie îi țin alți pacienți infectați și ei. Astăzi își amintește care au fost primele simptome pe care le-a simțit. A apărut temperatura, transpirație puternică, a început voma. După ce a primit testul pozitiv, bărbatul a fost trimis acasă să se trateze sub supravegherea medicului de familie. Am început, dar situația s-a agravat. Atunci am fost noaptea dus de salvare la un spital. A apărut bilaterală pneumonie, după care am nimerit la Spitalul Clinic Republican în secția de reanimație. Bărbatul spune că infecția i-a afectat nu doar plămânii. 11 zile de luptă cu pneumonia bilaterală, bronșita care a ieșit pe neașteptate și ea, mi-a dat complicații la tractul digestiv și la pancreas. Bărbatul povestește că cele 11 zile petrecute în secția de reanimare au fost un adevărat chin, dar este recunoscător medicilor care au făcut tot posibilul ca el să nu fie intubat. Schimbam albiturile că transpiram și erau ude. Avem temperatura 38.3, avem dureri de cap. În tot acest timp a făcut mai multe teste la COVID, dar rezultatul a fost de fiecare dată pozitiv. După o lună de tratament, bărbatul spune că se simte mai bine. La Spitalul Republican, toate paturile din secția destinată pacienților cu coronavirus sunt ocupate. Sunt în diferite stări. În salon e situația mai gravă, deci persoanele stau în stare stau cu aparat de oxigen. În salon la noi, deci situația e puțin mai bună. Se pregătesc de acum la ieșire. Medicii afirmă că persoanele care au complicații în urma infecției cu COVID au nevoie de o perioadă mai lungă de reabilitare. Trebuie oricum să treacă un curs de reabilitare, dar aici deja depinde administrația, deci de unde pleacă pacientul la reabilitare, în cadrul cărui spital sau care secție. La Spitalul Republican sunt 120 de locuri destinate pacienților infectați.
Îi este dor de familie și de scenă. Asta ne-a spus Nicolae Bodgros, care deja de 3 săptămâni stă izolat din cauza infecției cu coronavirus. Totuși, starea lui s-a îmbunătățit și a fost transferat din reanimare în secția unde urmează un tratament de recuperare. Medicii afirmă că viața lui nu mai este în pericol. Ieri, 10 noiembrie, aș fi sărbătorit 42 de ani de existență a Orchestrei Lăutarii, ne-a spus Nicolae Bodgros într-un mesaj. Așa cum încă nu s-a recuperat complet și din cauza dificultăților de respirație, nu a vorbit cu noi la telefon. Acum 3 săptămâni, maestrul a fost internat în stare gravă în secția reanimare a Institutului de Medicină Urgentă, iar după ce starea de sănătate i s-a îmbunătățit, a fost transferat într-o secție obișnuită, unde urmează tratamentul de recuperare. Încă nu am reușit să înțeleg toată povestea mea cu această boală, dar faptul că o bună majoritate de oameni au trăit și încă trăiesc acest coșmar mă face să fiu mândru pentru ei, ne-a scris Nicolae Bodgros. Fiind izolat de familie și departe de scenă, maestrul spune că abia așteaptă ziua în care se va trata complet și va fi externat. Sper să mă fac bine și să ajung din nou în altarul vieții mele, pe scenă și la orchestra mea iubită Lăutarii, a mai spus dirijorul. După 12 zile petrecute în terapie intensivă, Nicolae Bodgros recunoaște că această perioadă a fost dificilă din punct de vedere emoțional. Pentru mine, orice mișcare, fie medicală sau simplă, contează. Mă interesează orice. Vreau tot timpul să știu starea mea. Medicii spun că Nicolae Bodgros merge spre recuperare totală. Etapa critică a stării de sănătate care punea în pericol viața și prognosticul s-a terminat. Pacientul s-a recuperat suficient încât să nu se află în pericol și continuă tratamentul în protecție spitalicească cu regim obișnuit. Nicolae Bodgros a ajuns la spital pe 26 octombrie în stare gravă după ce s-a tratat acasă. Testați pozitiv au fost și 11 membri ai orchestrei care au suferit de o formă ușoară a bolii și deja s-au vindecat. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a fost internat la spital după ce s-a infectat cu coronavirus la începutul acestei săptămâni. Potrivit presei locale, starea lui Zelenski s-a înrăutățit, însă nu este gravă. El este tratat la Clinica de Stat din Kiev, unde a fost amenajată o secție de unde președintele să poată lucra. Șeful biroului lui Zelenski, care fusese și el testat pozitiv la coronavirus, a fost internat în același spital. Și soția lui Vladimir Zelenski a fost spitalizată câteva săptămâni după ce s-a infectat în luna iunie. Osul de la mandibulă i-a fost înlocuit cu unul preluat de la picior, după ce a fost diagnosticat cu tumoare. Aflăm astăzi povestea unui tânăr care, după o lungă perioadă de recuperare, poate zâmbi larg și încrezător. A fost o perioadă foarte grea, adică pentru mine și părinții mei, adică ce am avut agonisit. Dar oricum nu m-au ajutat banii, adică am intrat și în datorii. Medicii spun că intervenția a fost o premieră în țara noastră. Cum a fost perioada de recuperare, aflați în jurnal. Germania reduce perioada de carantină, astfel că moldovenii care călătoresc în această țară nu vor mai sta 14 zile în carantină, ci 10. Totodată vor fi scutiți de autoizolare dacă vor prezenta un test negativ la COVID la frontieră. Conform noilor condiții de intrare pe teritoriul Republicii Federale Germania, în cazul persoanelor care sosesc din zone de risc, perioada de carantină obligatorie poate fi redusă la 10 zile numai dacă persoana efectuează un test la COVID-19, începând cu a 5-a zi după intrarea în țară și doar la momentul comunicării unui rezultat negativ al testării. De asemenea, persoanele care ajung din zone de risc trebuie să-și înregistreze datele personale. Totodată, Ucraina va aplica măsuri mai stricte pentru a limita răspândirea coronavirusului
virusului, cum ar fi interzicerea circulației în weekend. În prezent, potrivit evaluării autorităților ucrainene, Republica Moldova se află pe lista statelor cu risc epidemiologic scăzut, categoria verde, și moldovenii pot intra fără a mai fi nevoiți să stea în carantină sau să prezinte un test negativ la COVID-19. La fel și în România, moldovenii au liber la călătorii fără a sta în autoizolare. În majoritatea țărilor Uniunii Europene, cum ar fi Danemarca, Italia, Franța, Belgia, Austria și Spania, moldovenii pot călători doar dacă au vize de reședință sau un motiv întemeiat. Sunt interzise călătoriile în scop turistic. În Irlanda, Cipru și Grecia nu există restricții de călătorie. În schimb, este obligatorie carantina de 14 zile. Portugalia și Bulgaria permit intrarea moldovenilor cu o condiție: prezentarea testului negativ la COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte. Alertă maximă la Londra. Un bărbat a intrat cu mașina într-o secție de poliție, apoi a incendiat o stradă turnând petrol pe asfalt. A fost arestat ulterior de poliție. Anchetatorii păstrează însă rezervă că ar putea fi un atac terorist. Incidentul s-a petrecut aseară în Edmond, în nordul Londrei. Un bărbat a intrat cu mașina într-o secție de poliție, însă nu s-a oprit acolo. Filmările de la fața locului au arătat cum bărbatul iese din mașină cu un bidon, luat de pe scaunul din spate și toarnă benzină pe o stradă, după care îi dă foc. Oh my God! În cele din urmă, el a fost reținut de poliție. Ancheta încearcă să stabilească ce l-a determinat pe atacator să recurgă la un asemenea gest. Surse spun că incidentul nu a fost legat de terorism, dar investigațiile continuă. Nu există deocamdată informații despre posibile victime. Incidentul are loc la câteva zile după ce nivelul de alertă teroristă în Londra a fost ridicat după atacurile din Franța și Viena. Au fost violențe ieri la Varșovia de ziua independenței. Mii de persoane care au participat la un marș de extremă dreapta au atacat polițiștii cu sticle și petarde, iar forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Mai mulți agenți au fost răniți în confruntări. Mii de susținători ai extremei drepte au defilat ieri în centrul Varșoviei, pe jos, pe motocicletă sau cu mașina, cu ocazia zilei independenței, în pofida unei interdicții impuse din cauza pandemiei. Manifestanții au avut steaguri ale Poloniei și pancarte pe care scria "Civilizația noastră, regulile noastre" și au ignorat avertismentele poliției, care i-a îndemnat să se disperseze din cauza riscului îmbolnăvirii cu coronavirus. Manifestanții au aprins torțe și au detonat petarde. Poliția a anunțat cel puțin un incident în cursul căruia agenții au fost atacați de către grupuri de huligani. Mai mult, aceștia au incendiat un apartament la balconul căruia flutura drapelul LGBT. Primarul liberal al Varșoviei a interzis această manifestație din cauza pandemiei COVID-19. Polonezii sărbătoresc pe 11 noiembrie redobândirea independenței Poloniei în 1918, după primul război mondial. O explozie urmată de un incendiu puternic s-a produs în Statele Unite. O cisternă care transporta hidroxid de potasiu și motorină s-a ciocnit cu un alt camion pe pod. Din fericire, nu au fost victime. Substanța chimică a ajuns pe carosabil, însă nu este periculoasă nici pentru mediu, nici pentru oameni. Autoritățile se tem însă că deflagrația și incendiul au afectat structura podului. O echipă de specialiști urmează să facă teste și verificări. Zâmbește larg și nu mai este complexat din cauza înfățișării. Un tânăr de 22 de ani, diagnosticat cu tumoare la mandibulă, s-a recuperat complet după ce a suferit o operație acum 3 ani. Medicii spun că intervenția a fost o premieră în țara noastră, osul de la mandibulă fiindu-i înlocuit cu unul preluat de la picior. Petru Buzilan este originar din Cimișlia. Acum 3 ani a suferit o intervenție la mandibulă după ce a fost diagnosticat cu tumoare. A fost diagnosticat cu un chist folicular sau un chist dentiger de la dintele din minte. Chistul s-a transformat în tumoare, care i-a afectat țesutul osos al mandibulei și o parte din dantură. A fost o perioadă până când nu avea dantura,
Deci era undeva mai retras, probabil. Medicii care l-au operat au avut în față o adevărată provocare. Intervenția a durat 6 ore și a fost pregătită minuțios. În premieră în țara noastră, unui pacient a fost înlocuit osul mandibulei cu unul preluat de la picior. Se modelează virtual intervenția chirurgicală pe masă. Noi avem un model din masă plastică cu tumora și mandibula respectivă, unde putem adapta placa reconstructivă, transplantul osos. După operație, Petru povestește că a urmat o perioadă lungă de reabilitare. Prima zi, cum mi-a scos gipsul de la picior, și avem fața jumate inflamată, a doua zi am pornit la București, adică am venit la București să depun actele pentru facultate. Mersul era mai greu, iar șapca și ochelarii îl apărau de privirile curioșilor. Chiar dacă medicii i-au recomandat să nu facă efort fizic timp de un an, Petru nu a putut sta prea mult acasă și a revenit la muncă. Spune că acum zâmbetul este un mare atu. Am muncit ca ospătar, ca barman. Când am oferte ceva, mă duc și ca fotograf. Am fost până acum, până anul trecut, până s-a început pandemia, am fost ca organizator de evenimente. Acum este student în anul 4 la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Totuși, Petru nu uită să revină în cabinetul medicului său de la Chișinău. Niciodată nu și-a pierdut cumpătul, tot timpul a fost pozitiv și a acceptat orice. Acum mandibula și dantura s-au restabilit complet. Tânărul spune că intervenția l-a făcut să fie mai optimist și mai curajos. M-a făcut ca să fiu un om mai sigur, mai încrezut. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună.